Stimați miri, stimați nuntași, ai casei lui Dumnezeu în această dimineață, vă binecuvântăm în numele Domnului și vă mulțumim din adâncul inimii căci ați ales să fiți împreună cu noi la această nuntă, la această bucurie. Domnul să vă binecuvânteze în ziua de astăzi se împlinește cuvântul Domnului care ne spune în psalm căci aceasta este ziua Domnului pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Slavit să fie numele Domnului. Este o zi în care am stat și m-am gândit: Dumnezeu împlinește făgăduințele în dreptul vostru, care au fost vestite de-a lungul anilor. Mă bucur pentru lucrul acesta și vă doresc o căsătorie binecuvântată de Domnul pentru tot restul vieții voastre. Uh, M-am rugat lui Dumnezeu, sincer, și am spus Domnului să-mi dea un mesaj potrivit pentru voi, având în vedere, am fost martor că în anul trecut uh, Dumnezeu le-a vorbit prin, prin gras profetic, căci Dumnezeu va binecuvânta căsătoria voastră și veți avea o căsătorie de succes. Și în această dimineață, prin câteva cuvinte, uh, am un cuvânt Bun pentru voi și titlul acestei predici e Căsătoria care aduce succes. Fiecare dintre noi dorim să avem succes în viață, dar pentru ca să ajungem la succes va trebui să obținem această cheie a succesului. Deci, cheia succesului în căsătorie și. Voi vorbi despre trei pași care ne motivează spre succes. Primul pas, să fim foarte atenți, e când Dumnezeu merge împreună cu voi pe drumul căsniciei. Repet din nou, primul pas e când Dumnezeu merge împreună cu voi pe drumul căsniciei. Lucrul acesta îl motivăm cu un cuvânt din cartea din Exodul, în capitolul 33, cu versetul 15, și aici este vorba de un om al lui Dumnezeu, cu numele Moise, care cuvântul lui Dumnezeu spune că ce era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, era un om care era din credincios în toată casa lui Dumnezeu. Și el face o afirmație, pentru că în fața lui era un proiect, era un proiect foarte mare, foarte gigantic, ca și în fața voastră. Este un proiect, căsătoria este un proiect, este un drum pe care va trebui să-l parcurgeți. Și omul acesta are o dorință înaintea lui Dumnezeu și vorbește cu Dumnezeu și spune în felul următor: Moise a zis: dacă nu mergi tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Și mi-a pus această întrebare: ce înseamnă când Dumnezeu merge cu tine pe drumul căsniciei? Este foarte important să știm lucrul acesta. Primul lucru care trebuie să-l menționăm este că nu ești singur. Dumnezeu merge cu voi și în toate veți avea biruință. Lucrul acesta îl motivăm din cuvântul Domnului din Genesa 28, cu versetul 15, când Dumnezeu spune lui Iacov, căci eu sunt cu tine, Domnul să fie cu voi în toate zile vieții voastre. Este foarte important că David spune, când tu ești cu mine, eu nu mă clatin, observați, avem balanță, avem tărie când Dumnezeu este cu noi. Un alt lucru, când Dumnezeu merge cu tine, ieși la adăpost, la adăpostul lui Dumnezeu. Acest cuvânt îl motivăm, psalmul 46 cu versetul 1, care ne spune că Dumnezeu este sprijinul și ajutorul nostru. În căsătorie avem nevoie de sprijin de ajutorul lui Dumnezeu. De multe ne ajută poate părinții, mama, tata sau neamule, dar sunt situații în care nu ne poate ajuta nimeni. Dar Dumnezeu oricând ne poate și ne va ajuta slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Un alt lucru, El te învață, psalmul 32, cu versetul 8, când merge cu tine. Și de aceea spune cuvântul, Eu zice, Domnul, Te voi învăța pe ce cale să mergi, voi avea privirea îndreptată asupra ta. O, de câte ori în viață nu avem răspunsul la multe lucruri. Ne rugăm lui Dumnezeu și Dumnezeu ne dă ne învață. Slăvi să fie numele lui Dumnezeu. Un alt lucru ne arată că uh, el ne poartă poverile, psalmul 68, versetul 19. Omul Lui Dumnezeu spunea, binecumta să fie Domnul care zilnic ne poartă povară. În căsătorie avem și poveri, care de multe sunt grele de dus, dar Dumnezeu se pronunță că cine va purta poverile, slăvit să fie în numele Lui Dumnezeu. Un alt lucru este frica de Domnul al doilea pas. În drumul căsniciei sau succesului este frica de Domnul, spuneam, și așa aș dori să fim puțin atenți, că acest, acest cuvânt l-am primit extrem din partea lui Dumnezeu, care spune așa, succesul începe când frica de Domnul este activată, există, rămâne cu adevărat în viețile noastre. Este foarte important. Cuvântul lui Dumnezeu, prin omul lui Dumnezeu, da, vi spune că frica de Domnul este începutul înțelepciunii, dar frica de Domnul spune că este și curată și ține pe vecii. Observați? O frică care ține înseamnă o frică care e activată și rămâne în viața noastră. Când ne gândim la Iosif, la toată istoria lui, acolo vedem acest tânăr, încă din copilărie, avea frica lui Dumnezeu. Și pentru că a avut frica lui Dumnezeu în toate împrejurile în vieții lui, Dumnezeu i-a dat succes și a dat biruință, slăvit să fie Domnul. Haideți să vedem ce ne spune psalmistul, psalmul 128, care ne spune în felul următor, ferice de oricine se teme de Domnul, și aici urmează activarea și umblă pe căile lui. Cei care se tem de Domnul și au în inima frica lui Dumnezeu, această frică îi o activează în viața lor și va trebui să umblăm pe căile lui. Și acum să vedem care este beneficiul frice de Domnul. Știți care este? Nu este succesul. Sunt mai multe. Primul este, în versetul 2, bucuria și bunăstarea în familie. Dumnezeu să vă dea această bucurie în căsătorie, să fiți bucuroși în fiecare zi și când vine fratele Dani acasă să trebuie, Mondi, de ce ești așa de bucuroasă? Nu știu. Nu știm pentru că Dumnezeu când este bucuria noastră, și este bună stare, înseamnă că Dumnezeu este acela care ne binecuvântează. Versetul 2, partea a doua a este fericirea și prosperitatea. Cuvântul spune că ce ești fericit și îți merge bine, înseamnă succes. Dumnezeu să vă dorească multă fericire în sânul familiei și pace. Pace este foarte importantă. De aceea spunea omului Dumnezeu căci în liniște și în sănătate va fi mântuirea voastră. Liniștea și pacea contează foarte mult în familie. Și văd lucrul acesta. Un alt lucru, îl vedem, nevasta este comparată cu ceva roditor în versetul 3. Care rodește. Că spunea și fratele, este foarte important, fiecare ne place când avem un pom și rodește, și rodește multe roade. Este o bucurie din partea Dumnezeu. Dumnezeu să vă dea această bucurie. Ești binecuvântat cu copii credincioși, echilibrați, care stau în prejurul mesei tale, îmi spune versetul 3. Echilibrați, credincioși. Nu va trebui să-i cauți pe drumul, pe străzi că cei sunt învățați bine, e stau în familie. Vesetul 4 este portretul omului binecuvântat. O familie exemplu, așa spune vesetul, așa este omul binecuvântat care se teme de Domnul. Observați, este o, o familie model. Vesetul 6, omul care se teme de Domnul își vede urma și până la a doua sau a treia generație. Are pace. Și în final aș vrea să spun, Doamne, vrem cu toții un astfel de succes. Vezi lucrul acesta? Și va fi lucrul acesta, pentru că Dumnezeu este acela care ne binecuvântează. Pasul numărul trei este perseverența, pinionul succesului. Deci este un lucru foarte important, căci succesul nu vine de unul singur. Succesul va trebui să facem ceva ca să îl primim și anume că perseverența este determinarea și dedicarea de a continua o acțiune chiar în fața obstacelor sau a dificultăților, precum Iacov, care s-a luptat cu Dumnezeu, ne spune în Genesa 32, cu versetul 26, acest om a perseverat să primească această binecuvântare, acest succes. Și a spus în felul următor, nu te vă lăsa să pleci, de aici până nu mă vei bine cuvânta cei care perseverează, cei care se luptă, cei care fac voia lui Dumnezeu, Dumnezeu îi binecuvântează în căsătorie și succesul este de partea lor. Și au să spun un lucru, un om înțelept a lăsat un motor în viața lui, în o prejurare, care ne-a spus în felul următor, nu există lift care să te ducă spre succes, trebuie să folosești scările. Este greu, da? În domeniul meu, unde lucrez, îmi place foarte mult să folosesc liftul. Să urci pe scări, este un efort. Noi preferăm de multe în viață să luăm liftul, pentru că ce lift luăm, mergem pe loc repaus, cum spunem noi în limba română. Ne odihnim, Merge mai repede. Dacă liftul merge repede, dar a urca este greu. Uh, Haideți să vedem un alt lucru foarte frumos. Succesul înseamnă devotament. Va trebui să-ți întorci fața mereu spre soare și nu vei vedea niciodată umbrele. Domnul să vă dea această putere uh, și să depline încredințat că veți avea o căsătorie de succes. O, să, o căsătorie în care veți avea în familie pace, liniște și odihne sufletească. Vă mulțumesc pentru atenție și pentru mesaj și Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți în continuare. Amin.